Exact. Am fost și la un curs, da? Am emoții aici, când e la casa lui Enescu. Așa, nu? Da. Să mai iei mâna în apă. Hai să te duci în apă. Hai să te duci în apă. Hai să te duci în apă. Bulet, bulet, bulet. This is the first time, and this is the first time I take part in a claca. I never saw this before. It's like a skin. The wall becomes like a skin. And you feel it just in your hands, the weight and what it's going to be. And it's also going to be a place where you can live in. So that makes it great. Și acum pământ cu palighe de cal. Ca să iasă calumea și pe urmă, după ce se usucă, de dat cu var. Să învăț. E da? E nu? Da și ne-a fost învățat. Crește inima în mine când văd cât de mulți oameni participă, cum a venit atâta lume din sat și femei mai în vârstă și femei mai tinere și oameni. Efectiv, vezi cum are loc acest transfer de cunoștințe, cum aceste tehnici tradiționale, în mare parte uitate, prind din nou viață. Un eveniment fantastic, foarte, foarte frumos și foarte simți implicarea a fiecăruia, că simți energiile pozitive ale fiecăruia dintre cei care participă. Balegă, așa, așa și apă. Și apă, var deloc în tâmpiala asta. Mi se spunea a... Da, da, dar var simplu adică atunci, nu? Nu, simplu. Cum simt, corect, corect, da, da, da. Fără lut, adică de loc, cu ultima mână. Hai ce faci. E full tonkă sau? Ce frumos este. Facem și noi cât de cât bine ce facem sau? Da. Sau aveți mai mult de reparat de forma noastră? Nu, nu, nu. De ce am venit aici? Pentru că e un mare privilegiu să lucrez la casa, să muncesc la casa lui Enescu. E un geniu. He was hearing the silence and the noise of the nature and the bird and everything. Și un francez se face la fel? Alors, je pense que la meilleure manière. Vi se pare că atingerea aceasta a lutului, după aceea a casei, e cumva o formă de legământ? Există în mintea fiecăruia și astfel de gânduri, dar el pornește de la ceva prozaic, absolut necesar și care era o tehnologie cea mai la îndemână, cu materialul cel mai puțin costisitor care se putea face, dacă era și sănătos. Am observat și am auzit pe aici persoane care făceau într-adevăr legătura asta între mână, inteligență, legământ, faptul că mângâi casa, faptul că există o relație care se naște. Există cu siguranță dacă oamenii o spun. E o senzație extraordinară, e ceva unic și mă bucur că am ocazia asta ca a doua oară în viață.
să te mai întâlnești și mai ales la o casa lui Enescu. Să pui o mână. E unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit mult, mult să se întâmple. Sentimentul de a-i păstra aceste urme palpabile.